găsit, doamnelor și domnilor, din nou la campania electorală pe 2016, alegeri locale. Din nou spun cu domnul Gheorghe Oprea, candidatul PSD pentru funcția de primar. Și iată, lângă domnul Oprea se află încă un domn consilier pe listele de Consiliul Local la Roman, domnul Radu Curpăn. Bună seara, domnul Curpăn. Bună seara și Hristos a înviat. Adevărat, am via. Bună seara încă o dată, domnul Oprea. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. Bine ați revenit la noi. Domnul Curpăn este un produs al campaniei Tu deții puterea, am înțeles, domnul Oprea, nu? O să vă explice colegul meu, pentru că nu vreau să vorbesc despre acest aspect. Spun doar atât. Așa cum am spus și în emisiunea anterioară la dumneavoastră, îi mulțumesc domnului Curpăn că efectiv s-a alăturat acestei echipe minunate pe care dorim să o prezentăm orașului Roman în campania electorală. Este un profesionist în domeniu, alt domeniu decât v-am prezentat inițial. Și acum am să rog pe dumneavoastră să se prezinte și să spună efectiv asta cum a fost chestiunea, și emanația Curpăn, cu este. Cum ați ajuns la PSD? Mulțumesc pentru întrebare și pot să vă spun că în acest an PSD Roman a inițiat un proiect, probabil dumneavoastră ați auzit de el, se numește PSD îți dă puterea, finalizat, tu ai puterea. Eu sunt, dacă putem spune, unul din produsele finale ale acestui proiect. Am fost solicitat de către mulți tineri și alte persoane din Roman să le reprezint interesele în cadrul Consiliului Local. O să vă mai dau câteva detalii pentru a înțelege de ce probabil am fost nominalizat de către atât persoane din societatea civilă cât și persoane din PSD să fiu în Consiliul Local și pe o poziție mai mult decât onorantă, poziția a doua pe lista consilierilor locali PSD în alegerile din această vară. Deci mă numesc Radu Cătălin Curpăn, am 37 de ani, sunt născut în Roman. Am făcut școala nu numai în Roman, până în clasa 12, evident. Sunt căsătorit, am o fetiță de 10 ani, soția fiind profesoară de matematică. Pot să spun că provin dintr-o familie de profesori, deci intelectuali, pur sânge. Sunt licențiat în științe juridice și mai nou, ca o pasiune, în istorie. Pot să spun că am 10 ani vechime în învățământ, atât ca profesor de cultură civică, am fost profesor chiar la școala la care am studiat în ciclu primar și gimnazial, actualmente școala gimnazială Mihai Eminescu, dar și ca secretar de școală în experiența din învățământ. De asemenea, pot spune că am o vechime de 5 ani și în domeniul privat ca și agent de vânzări. Am înțeles. Acum, întrebarea mea este, ce v-a determinat să intrați în politică? Nu știu dacă ați mai făcut politică, dacă n-ați mai făcut, dar ce v-a atras către PSD? În primul rând, dacă ați observat din prezentarea mea, o mare parte din carieră am fost bugetar. Momentul 2010 a rămas un moment greu de uitat, probabil pentru toți bugetarii, mă refer la momentul 2 iulie 2010, când un anumit președinte, nu vreau să-l nominalizez acum, a apărut la televizor și a solicitat tăierea salariilor cu 25%. Vă dați seama și dumneavoastră, și eu, și soția, și mama, și tata, profesori, cadre didactice, aproape un salar pe lună s-a pierdut. Bun, și atunci dumneavoastră ați intrat în politică din cauza asta? Nu. În schimb, PSD-ul, și ca să fim corecți, Alianța USL, da, a dat, nu numai că nu a tăiat, dar ne-a și dat înapoi ceea ce colegii din guvernările anterioare ne-au luat. Așa. Politică la nivel înalt, nu, am cochetat, vă dați seama că
Bun, și acum tot să înțelegem că pentru faptul că v-ați primit înapoi acei 25% din partea USL-ului, acum ați ales să mergeți în PSD? Nu neapărat, dar am fost totuși atras și de ideea proiectului în sine, PSD îți dă puterea, tu ai puterea. Am fost nominalizat, cum spuneam și anterior, de anumite persoane, atât din interiorul PSD, cât și din afara acestuia. Am acceptat. Da, vedeți că poziționarea dumneavoastră pe listă pe locul 2, domnul Oprea, asta înseamnă că domnul Curpan va fi consilier local. Este puțin probabil ca să nu ajungă consilier local. Categoric. De acord cu mine, da? Veți face echipă, nu? În Consiliul Local, dacă veți fi primar, o să-l aveți reprezentantul dumneavoastră acolo. Asta pe domnul și dorit. Curpă. Bun. Știți că într-o emisiune anterioară am discutat despre relația cu echipa și cu Consiliul... La care echipă vă referiți? La echipa dumneavoastră. Ah, cu echipa bine. Dumneavoastră. Dar și cu Consiliul Local în majoritatea dacă asta. Vorbim de echipa care mă va reprezenta în Consiliul Local, vă asigur 100% că sunt niște oameni deosebiți și vă vom lucra nemaipomenit pe această linie, nu vor fi între noi divergențe de conlucrare, tot ceea ce este un proiect benefic pentru acest oraș și în interesul cetățeanului, nimeni dintre noi nu se va opune. Bă, dacă vorbim de diferența din Consiliu, consider că acest Consiliu al orașului este hotărător. Trebuie să existe în totdeauna o conlucrare deplină. Nu spun că nu vor exista disensiuni. Orice disensiune duce la progres. Corect. Dar vedeți, e și ca specialist domnul Curpan prezent aici și în Consiliul Local din partea educației, din partea școlii, din asta partea învățământului, nu? Asta am și urmărit. Știați că la noi în Roma noi avem o problemă gravă, aș putea spune destul de gravă. Agenții economici vă pot confirma faptul că practic în Roma aproape că nu mai există meseriași. Nu mai există meseriași, mulți au plecat din oraș și se discută despre reînființarea sau cum să se facă acelor școli profesionale. Dați-mi voie să intervin. Școlile profesionale deja există. Important este să înființăm și un profil sau mai multe care să acopere lipsurile din domeniu. Bun, ele există. Termină copilul sudor, dar nu avem nevoie de sudor în Roman. No. Dau un exemplu. Dați-mi voie să-mi ajut colegul. Am spus destul de clar. Trebuie să existe o conlucrare strictă între administrația publică locală, agenții economici și instituțiile de învățământ. De ce? Dacă așezi la masă toate aceste trei elemente, vei vedea că agenții economici vor spune, noi suntem pe domenii de activitate atâția, avem nevoie de un număr de profesioniști în domeniu respectiv, da? Ministerul este la masă, administrația publică este la masă și vor spune, corect, de ce să facem haotic școlarizări pe anumite segmente de care nu avem nevoie? Păi asta este problema. Haideți atunci asta... să mergem direct, da? Și să spunem, avem nevoie de nu știu câți tâmplari, atâția trebuie să facem, avem nevoie de nu știu câți cofetari, atâția trebuie să facem, da? Avem nevoie în prestări de servicii, nu știu, de bone, de ce dorim noi. Atât trebuie aceste școli. De ce? Și agenții economici, dacă se va concretiza un astfel de proiect, vor spune, domnule, dați-mi voie să ajut și eu, pentru că am nevoie de oameni bine calificați, să mă duc să selectez în acel grup de elevi din timp, să fac niște contracte cu ei și voi obliga după 2, 3 ani, 4 ani, nu știu cât vor fi și cât va stabili acest sistem de învățământ, da? Ca acești oameni să stea în firma mea minim 5 ani de zile. În acest fel vom avea oameni foarte bine calificați. De ce? Pentru că amândoi știm, de fapt toți de aici de față știm, că nu toți copiii pot, din punct de vedere fizic, mental, cum vreți dumneavoastră, să termine 12 clase, după care să se ducă într-o facultate. Și pe vremea noastră, inteligența era la suprafață, iar toți ceilalți, da, mergeam către meserii. Da? Da, de acord, da. Nu, și, sigur, nu e obligatoriu să faci o facultate. Păi, corect, numai că la noi s-a înțeles greșit. Vedeți, dumneavoastră, să termină un copil 12 clase și dacă îl întrebăm, spune-mi și mie, după 12 clase, ce știi să faci? El se așează în fața ta și îți va spune nimic. Pentru că nu l-a învățat școala, nu l-a pregătit pentru viață. Se face foarte multă teorie, practică aproape zero în acest oraș pe domenii. În timpul nostru, dacă vă aduceți aminte, domnul Galan, erau acele licee industriale. Știu. Pe toate domeniile, da?
Și oamenii erau pregătiți, dar chiar erau pregătiți. Oamenii făceau practică efectivă, făceau practică la Petrotub, făceau practică la IMR, Piana, la IMR. Indiferent că termina o școală profesională sau un liceu, unul care termina un liceu era muncitor de înaltă calificare. Dacă îl puneai într-un anumit domeniu, chiar dacă nu știa per ansamblu, avea idee ce se întâmplă acolo, ceea ce nu se mai întâmplă la acest moment. De asta este normal. Și vedeți, dumneavoastră, am aici un articol la o doamnă Nicolici. Este o doamnă din cadrul Petromului în care spune: nu mai avem meserie așa, avem locuri de muncă, dar nu găsim oameni. Fapt pentru care, și arată aici ce firme mari au conlucrat și și-au selectat de pe piață oameni și au școlarizat ca să aibă profesioniști în domeniu. De ce nu putem să conlucrăm și noi aceste trei instituții? Eu cred că este imperios necesar această conlucrare pe viitor. Vrem să avem meseriași? Așa îi pregătim. Pe lângă această gamă de meseriași din școlile respective, eu la un moment dat spuneam de acea academie care s-a propus în țară de meseriași, iată că au venit de aceste școli profesionale, trebuie să ne gândim și la cei cu studii superioare. Pentru că orașul roman, la această dată, nu prea mai atrage tinerii cu studii superioare. Da. Datorită unui cerc închis. Ce ar fi dacă am gândit un proiect cum au gândit cei de la Cluj? Avem foarte mulți tineri în Iași, în diverse specializări și mai ales această informatică. Dacă în acest oraș construiești, sau mai bine zis, reușești să aduci oameni mari de afaceri și să-i spui în domeniul informatic să facem aici un centru de afaceri, să aducem tinerii noștri de la Iași după ce termină în acest oraș să lucreze, nu credeți că ar fi o pepinieră grozavă? Iașiul este la 2 pași de noi. Ba mai mult, vă pot confirma că sunt tineri care vor să vină în Roman după ce termină o facultate, dar din cauza faptului că aici nu au un viitor, nu se întâmplă nimic, spun: domnule, refuz să vină în Roman, prefer să rămân la Iași, la Cluj, la Timișoara, la București, într-un oraș care mi oferă mai multe posibilități decât îmi oferă Roman. Sigur, dar dacă și din punct de vedere cultural și economic, din toate și punctele de vedere, nici nu se discută. Corect. Dar dacă lucrurile s-ar mișca într-o direcție, adică să poți să-ți faci un plan pe viitor, domnule, în câțiva ani de zile să ajungi undeva, atunci să știți că am întâlnit tineri care au spus: eu m-aș întoarce acasă. Aș reveni la Roman, da? Dacă s-ar întâmpla ceva în sensul ăsta. Și pentru asta și primăria, adică și dumneavoastră, trebuie să vă implicați. Mai mult decât atât, avem în acest oraș foarte multe ONG-uri care știu că au făcut foarte multe lucruri bune pentru tineri în acest oraș. Este logic să le cerem ajutorul și să lăsăm la masa tratativelor oameni care au inițiativă. Nu trebuie să ne plafonăm, că noi le știm pe toate. Ca și la dumneavoastră în profesie, n-aș putea să vin mâine să spun: eu sunt jurnalist. Nu, pentru că nu știu, va trebui să învăț, da? Da. Atunci nu este mai bine dacă spun că vreau să fac o astfel de emisiune, să spun unde trebuie să mă duc? Corect, la domnul Galan. Vă rog frumos, veniți și ajutați-ne să facem o emisiune. Sigur, dar discutasem înainte într-o altă emisiune cu dumneavoastră despre implicarea cetățeanului în proiectele pe care vreți să le realizați în oraș. Adică spuneați că trebuie să, domnule, le punem în discuție publică orice proiect avem noi vis-a-vis de cetățenii de municipiul Roman. Pentru că vreți să aflați și părerea romașcanilor, nu? Vis-a-vis de ceea ce vreți să realizați. Inclusiv chestiunea asta cu școlile profesionale și cu meserii care să scoată meseriași care ulterior să aibă și locul de muncă asigurat. Asigurat. Da. Obligatoriu. Păi dacă facem o analiză pertinentă, domnul Galan. Noi trei ne adunăm acum și spunem: haideți să facem o clasă de lăcătuși mecanici care au terminat după 2-3 ani de zile. Dar de unde să știm noi dacă orașul are nevoie de acest lăcătuși? Asta era chestiunea. Dar dacă punem la masă... Și studii. Nu, dar dacă punem la masă... Nu, dar numai bine. Păi sigur, faci studiu și spui: am nevoie de 3 sudori, 8 lăcătuși, 4 electricieni, 10 copetari. În urma unor consultări, da? Așa. Ale celor din mediul de afaceri care ei au nevoie de acești meseriași din toate domeniile, pentru că acești oameni trebuie să lucreze undeva. Da. Păi dacă nu le ofer locuri de muncă și eu fac școlarizări haotice, n-am niciun rezultat. Sunteți susținător unui astfel de proiect. Mai mult decât atât, o doamnă, vreau să spun aici în emisiunea noastră, mi-a scris aseară pe la orele 22:48, printre altele spune așa: cu doamna Andreea Popescu, nu o cunosc, nu știu cine este, cu această ocazie vreau să știe că vorbesc despre acest lucru, spune: din tot ceea ce considerați că trebuie făcut, vă cer un singur lucru în mod deosebit. Investiți și în oameni.
De la noi din Roma, doamnă. Da, cred că da, din moment ce mi-a scris pe Facebook acest lucru. Păi da, sigur, știe că... Mi-a scris mai multe, am vorbit în altă emisiune despre chestiile astea, dar doamna insistă și spune, vă rog să investiți în oameni. Este, cum să vă zic dumneavoastră, un lucru deosebit. Când oamenii îți cer să investești în ei, ne prezintă doamna aici o mie și una de probleme. Cred că este prima oară când spune, aud astfel de idee. Da, așa spune, uitați aici. Mai investiți și oameni. Trebuie, sigur. Da. Deci oamenii doresc să fie consultați, domnul Galan. Am înțeles. Să ne întoarcem la colegul dumneavoastră. Rog. Domnul Curpan este și licențiat în istorie. Iar din prezentarea pe care ne-ați făcut-o aici, spuneți ca și istoric voi susține conservarea clădirilor de patrimoniu, dar și realizarea unui program de dezvoltare urbană modern, da? Asta din punct de vedere al ceea ce ați învățat dumneavoastră istoria. Și spuneți după aia, ca iubitor de sport, voi milita pentru dezvoltarea bazelor sportive, pentru accesul pe acestea, adică aceste baze sportive, a unui număr cât mai mare de romașcani de toate vârstele. Evident. Iar eu, într-o emisiune anterioară cu domnul Oprea, discutam despre copiii care ar trebui scoși cumva din fața calculatorului, nu? Da. Și duși către activitățile sportive. Ei, pot aici să-l ajut pe colegul meu. Vă rog. Acum 2 luni de zile am avut un pariu cu 2 tineri din acest oraș. Am văzut că practicau acel sport kendama. Am întrebat mereu ce este acel sport, pentru că nu dețineam informații suficiente și mi-au spus că se practică de la vârste fragede până la vârste foarte înaintate. Și, corect, bine, dar aveți un concurs desfășurat până acum, aveți o organizație, aveți o filială, ceva? Nu, ceva există. Bun, dar ați făcut vreodată vreun concurs să vedeți voi la tot nivelul vostru de copii în acest oraș? Păi nu, că nu ne-a întrebat nimeni. Și atunci mi-a venit o idee. Și am rugat 2 colegi, eu le spun colegi pentru că sunt în echipă, profesor de sport. Și zic, cum am putea noi să lăsăm mână liberă unor tineri să-și organizeze ei ceea ce vor și să-i scoatem 5 minute din viața lor, din fața calculatorului, să practice acest sport. Și acești tineri mi-au spus, râzând, că ei pot să facă acest lucru. Și am pus un pariu, zic, nu cred. Dacă dumneavoastră credeți că puteți să faceți, eu vă pot ajuta. Fără nici o implicare, cum vreți dumneavoastră, de orice nuanță, ci pur și simplu să văd și eu că niște tineri, dacă le dai o șansă să se afirme, o pot face. Domnul Galan, singur s-a ocupat cap-coadă, dirijați, bineînțeles, de acești domni de pe lateral, profesori de sport, și sâmbătă, în Casa de Cultură, au fost în jur de 100 de copii de toate vârstele, un concurs kendama, primul concurs de acest fel, și am spus, dacă mă va ajuta Dumnezeu și în următorii ani voi face orice să-și respecte fiecare an aceeași dată, să se ducă în continuare în acest concurs, m-a uimit numărul de participanți de copii de la toate vârstele, emoțiile prin care au trecut ei și fair play de care au dat dovadă între ei, cei care erau arbitrii erau tot copii. Dar ei s-au organizat. Tot. Liste la intrare, pe vârste, pe categorii de avansați. Avansați începători. Nici n-am știut. Avansați începători. Sigur, dar ei au stabilit clar. Reguli de joc. Pentru că paradoxal, un copil de o vârstă mică a fost câștigător. Iau. Da. Și vreau să vă spun. Nu un licean. Nimic nu a fost lăsat cu ureche. Știți ce ne-a mirat? Fiecare participant concurau doi pe scenă. Cei care erau juriul tot dintre ei le puneau regulamentul în față și punctau deschis. Erau atât de fair play acești copii că știau dacă au reușit sau nu. Uh-huh. Și își dădeau noroc între ei, se recunoșteau câștigători sau învinși. Vă dați seama, am văzut copii, cred că aveau 6-7 ani, care au bătut în acest joc din prima copii de 12-14 ani. O minunăție de copii. S-a desfășurat cât? Vreo 3 sau 4 ore acest... Cred că mai mult. De la ora 11 până la 4-5 ore. 16, da. Vă dați seama dacă am reușit să fur 100 de copii din fața calculatorului, fără să ne implicăm noi sub nicio formă, nici politic, să le dăm voie să se desfășoare cu ceea ce le place lor. Dacă ați fost acolo în sală să urmăriți reacțiile lor, ar fi fost beneficiat. Sunteți conștient că, mai spun o dată, a trecut 5 iunie, sunteți primarul orașului Roma, da? Sunteți conștient că primăria are un rol important în organizarea de astfel de manifestări sportive
pentru tineri, adică să le susțineți, nu așa doar că vorbim în campanie electorală și după ce ați ajuns primar, gata. Mi-am văzut scopul atins, știți cum e compromisul. Și am terminat-o, da? Da, da. Deci, de când mă știu eu și vă pot confirma foarte mulți oameni în acest oraș, îmi place sportul, îl practic și la această vârstă, la 52 de ani, am o zi pe săptămână când merg cu niște prieteni de-ai mei și jucăm fotbal, și nu numai, tenis de masă, stau mai rău la capitolul tenis de câmp pentru că am un picior puțin șubret, și alte sporturi de toate felurile. Sunt adeptul mișcării, de când mă știu, am practicat și boxul, sigur, și arte marțiale. Dar trebuie implicată comunitatea, copiii scoși din școli, organizați cumva, domne, cross. Sunt de acord cu dumneavoastră. La acest aspect l-aș face eu cu mare plăcere, m-aș implica personal. Dar nu, și spun aici în fața dumneavoastră, nu doresc să mai văd niciodată acel grotesc când scot copiii pentru alte manifestări și țin în frig, în gheață, pentru că așa trebuie. Nu. Acele manifestări trebuie făcute cu oameni maturi, iar când sunt vremuri, să zicem, mai puțin prielnice, copilul trebuie să le se aducă la cunoștință în însemnătatea acelei zile, dar nu trebuie neapărat să-i ții în frig o oră, două, trei, pentru că așa trebuie într-un astfel de eveniment. Dar la un astfel de eveniment sportiv, cu mare, mare plăcere și bucurie în suflet, aș participa chiar eu. Aș merge la un cross cu tinerii din acest oraș și cu oameni în vârstă, aș merge la niște partide de fotbal, aș merge la niște partide de șah, de tenis, de mase, turnee bine organizate, să scoatem copiii din amorțeala aceasta aerei calculatorului. Domnul Curpăn e un pic mai tânăr decât noi, dar noi știm că pe timpurile de mult apuse, Dacia, până în 88, era un sport de masă, se numea o competiție, se numea Daciada. Oricât de mare adversar aș fi față de Partidul Comunist, da? Cred că ăsta era un lucru extraordinar de bun și de benefic pentru noi. Să știți că am un material, dar pentru a nu fi interpretați greșit, deci am un material despre Daciada, despre sportul în masă. Dar nu interpretăm greșit, eu sunt unul dintre susținătorii și ademnirii Daciada. L-aș publica și mâine. Dar cu siguranță ar veni cărcotaș și ar spune. Nu, nu curpă. Uitați, PSD-știi tot roșii au rămas. Nu, deși spuneți că ați vorbit cu mine. Spuneți că v-am dat eu ideea. Deși la Revoluție aveam 11. Deci cu siguranță, dar nu mai de olimpiadă. De această Daciadă. Vă-ați aminte că eram obligați. Prin licee participam la campionate de fotbal, la campionate de handbal, de volei. Asta era un cadru între... Daciada, domnul Oprea. Toate chestiile astea se făceau... Era o mândrie pentru noi să reprezentăm școala respectivă și să câștigăm. Aceasta, corect, și că aveai și susținători care veneau pe margine și te aplaudau. Această mișcare, acest sport de masă, poate fi revigorat la Roman prin unitățile de învățământ din Roman. Să cu implicarea administrației locale. Dar aici trebuie să intervină primarul, Consiliul Local. Și să implicarea, facilitarea. Bun, dar trebuie să și într-un fel sau altul, tot implicarea tot există. Tot implicarea, da? N-ai cum. Dacă tot ați vorbit despre acest proiect, în acest oraș, în diverse discipline, sunt copii extraordinar de talentați. În arte marțiale, în tenis, în volei, în fotbal, în handbal, în gimnastică, da, atletismul cel puțin la noi a dat campionii celebri, da? Atletismul romașcan și handbalul romașcan. Și handbal, dar nu numai. Medalii de bronz la Jocurile Olimpice. Nu credeți că ar trebui să ținem cont și să premiem absolut toate aceste categorii de sportivi într-un mod unitar? Dacă o să observați dumneavoastră de-a lungul timpului, premierea s-a făcut puțin, să zicem noi, disproporționat funcție de ramură. Eu nu cred. Un sportiv care aduce onoare unui oraș trebuie să aibă aceeași răsplată indiferent de domeniul în care activează. Și nu numai sportiv, și un elev cu rezultate deosebite la olimpiade. Am vorbit acum de sport. Da. Nu, acum vorbeam despre sport. De sport. Okay. Sigur că ele că sunt ample. E puse pe picior de egalitate. Și în cultură, un poet, un pictor care îți face cinste orașului, nu că pleacă de aici, trebuie... Dar nu mai avem copii talentați în acest moment. Sigur. Avem copii și în cultură foarte talentați. Acum discutăm despre sport. E un domeniu în care ar trebui să vă implicați și ar trebui să-l susțineți. Da, 100%. Da? Pentru că, sigur, avem nevoie și de canalizare, avem nevoie și de asfalt, avem nevoie și de văruit blocuri și trotuare și de poliție locală. Știți poate într-o emisiune viitoare vom discuta. Știți ce vrea lumea în general? Vrea investiți în acest oraș, vrea locuri de muncă,
dar vrea să știe că are un oraș civilizat, cu mult spațiu verde și astfel de competiții în care se miște. Trebuie să ne implicăm. Ați observat că iarna... De asta sunt aici, în acest proiect. Domnul Oprea. 25 de ani de zile n-am făcut un minut politică. Ați observat că iarna la ora 5 când se întunecă... S-a terminat totul în oraș. Ați văzut, da? Este oraș mort, e paralizat. Știu, nu se mai întâmplă nimic în Roman. Tot, dar dacă ești pe stradă, tragi cu turnul, poți să faci ce vrei. Nu există oameni pe stradă. Dar nu se unde întâmplă... se ducă oamenii? Păi n-au unde. N-au ce să facă. Bun. Poate putem gândi împreună cu toți cei care suntem implicați în orașul Roman și un alt mod de ne petrece timpul în mod plăcut pentru toată lumea. Și pentru cei vârstnici, să nu credeți că vârstnicii nu doresc să participe la astfel de competiții. Cunosc sigur oameni foarte, foarte puternici la o vârstă înaintată care încă practică la această dată atletism. Eu mai merg seara prin parc, am avut o perioadă cu soția, o rugam să participe alături de mine. Am fost acum ocupat cu acest proiect cu ei, dar vă spun că eu am să-mi reiau alergările efective și pe stadioane sunt doamne în vârstă care aleargă pentru condiție fizică. Foarte bine. Oameni deosebiți, copii, tineri, da. Deci se poate în acest oraș să le creăm condiții atunci. Bun, am discutat și o altă chestiune vis-a-vis de ce s-ar putea realiza, da, după momentul 5 iunie 2016 în municipiul Roman, după ce vor trece efectiv alegerile, momentul alegerilor. Doamnelor și domnilor, aici a sfârșit emisiunea noastră, emisiunea scurtă de 25 de minute, emisiune electorală, nu? Pentru alegerile locale din acest an. Invitații mei au fost domnii Gheorghe Oprea, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al municipiului Roman și domnul Radu Curpăn, candidat pentru un loc în Consiliul Local, din partea aceluiași partid. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim în continuare să rămâneți alături de programele noastre până la o nouă întâlnire. Bună seara! Mulțumim! Și noi vă mulțumim de invitație. O seară bună, Romașcă!